Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la știri! Pentru a avea o localitate curată, oamenii trebuie să conștientizeze că această curățenie trebuie și păstrată. Mai multe detalii la subiect aflați de la colegii noștri. De la 1 ianuarie 2017, în Moldova a intrat în vigoare legea numărul 209 privind deșeurile, care presupune interzicerea distribuirii gratuite a pungilor din plastic, cu excepția pungilor din plastic foarte subțire. În scopul prevenirii generării deșeurilor și evitării poluării mediului cu deșeuri formate, urmare a utilizării acestor pungi. După intrarea în vigoare a prevederilor legii privind deșeurile, reprezentanții Inspecției Ecologice din Nisporeni susțin că supermarketurile ar trebui să le ofere cumpărătorilor alternative. Fie folosesc plase biodegradabile, fie din hârtie. Totodată ei susțin că pungile de plastic provoacă enorme pagube mediului. Pungile de hârtie ar fi un ajutor pentru autoritățile publice locale și pentru noi, inspectori ai mediului, nu s-ar crea așa de multe deșeuri precum pungile de polietilenă, care ele se deshidratează într-un timp foarte îndelungat și este un deșeu foarte nociv. Folosirea pungilor de plastic atrage consecințe grave în lume, deoarece ucid cel puțin 100.000 de păsări, balene, pescăruși și broaște țestoase. Se estimează că 20% din deșeurile de plastic care poluează planeta sunt de fapt pungi primite gratuit de la magazine. Oamenii din Nisporeni spun că preferă pungile de hârtie. Punga de hârtie sau punga de plastic? Ce alegeți dumneavoastră atunci când plecați în magazin? De hârtie. De ce? De hârtie, cred că nimeni tare îmi place de hârtie decât de plastic. Punga de hârtie e mai bun, într-adevăr, decât de plastic. De ce? E mai și convenabilă, cum n-a și... O folosești de mai multe ori. Păi numai decât de hârtie. De ce? Nu, pentru că e mai bun, mai bun pentru sănătate. Deci în magazin consumatorul nu prea are de ales. Ce îi oferă unitatea comercială, ce va alege. Deși pungile de hârtie sunt mai frumoase, mai estetice, mai sănătoase și mai ecologice, numai că va dura, va trebui o durată bună de timp până acest sistem de pungi de hârtie va fi încetățenit și la noi. Deocamdată este cum este, dar pungile de plastic sunt o teroare pentru mediul înconjurător. Specialiștii în sănătate publică de la Nisporeni sfătuiesc oamenii să procure numai pungi de hârtie în locul celor de plastic. Totodată ei recomandă, în cazul alimentelor încălzite la microunde, ca acestea să fie acoperite cu o farfurie sau o hârtie pergament, în schimbul foliilor de plastic, deși pe eticheta acestora este specificat faptul că folia nu se va topi. În caz contrar, chimicalele din plastic se vor infiltra în mâncare, explică medicul șef al Centrului de Sănătate Publică din Nisporeni, Ion Cibotaru. Dacă produs, ambalajul este din plastic, din polietilenă sau alte, eu aș recomanda ca acest produs cât mai repede să fie transportat acasă și scos din ambalajul acesta, că la produsul alimentar, dacă este păstrat mult timp în ambalaj de polietilenă de ăsta, pe parcurs la temperaturi mai înalte, el poate să absorbe unele substanțe dăunătoare și poate să-i strici calitatea acestui produs. Dacă în cazul când nu sunt produsul din cantități mari să procură, eu aș recomanda ca cetățenii să aibă niște ambalaje din hârtie specială care cât de cât
păstrează calitatea produsului mai mult timp. Pungile de plastic se degradează în aproximativ 400 de ani, ceea ce le transformă în cel mai nociv mijloc de poluare. În unele țări dezvoltate, pungile de plastic sunt incinerate, dar prin ardere plasticul poluează aerul și produce degradarea rapidă a solului. Soluția pentru a diminua efectele nocive asupra mediului ar fi încetarea producerii și folosirii pungilor de plastic. Proiectul RP-MOL derulat pe parcursul ultimilor 10 ani în Republica Moldova se apropie de final. Mai multe detalii aflați în reportajul ce urmează. Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă în Republica Moldova, realizată cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, se apropie de final. Proiectul RP-MOL, derulat pe parcursul ultimilor 10 ani și a adus contribuția la asigurarea unui acces egal pentru toți copiii în stări critice la servicii medicale de calitate în cel mai scurt timp posibil. Specialiștii din sistemul de urgență și terapie intensivă pediatrică din țara noastră s-au reunit într-o conferință de capitalizare a acestui amplu proiect moldo-elvețian. Ne-am propus ca fiecare copil din Republica Moldova, fie că locuiește la sat sau la oraș, să aibă acces egal la servicii de calitate dacă ajunge într-o situație critică, gravă, dar în același timp am investit și în prevenire. În această ultimă fază a proiectului, singura noastră preocupare a fost că tot ce s-a întâmplat în decursul proiectului să fie asumat și internalizat de instituții. Nu proiectul. Proiectul e un cuvânt abstract. Nu proiectul a produs schimbare. Fiecare dintre dumneavoastră. Și sperăm și credem, de fapt suntem siguri, că RP-MOL-ul va merge mai departe. Astăzi e un nou început. Director de spitale, specialiști în promovarea sănătății și consultanți internaționale au prezentat inovațiile aduse în sistemul medical din țară și au pus în discuție asigurarea durabilității rezultatelor obținute în cadrul proiectului orientat preponderent spre copiii cu vârsta de până la 5 ani. Ca urmare a proiectului a fost creată unitatea primirii urgente cadrul spitalului, și din start numărul de adresări s-a dublat față de anii precedent. Au fost dotată cu diferit echipament și utilaje datorită proiectului. Până în 2010 era doar o secție de internare unde se oforma documentar internarea pacienților de la 0 la 18 ani. Astăzi dispunem de o secție primiri urgențe care este dotată cu echipamentul necesar pentru acordarea ajutorului medical urgent, unde activează medici profesioniști care au o instruire obținută grație și datorită proiectului RP-MOL. În 2010, când am început activitatea ca unica secție primiri urgențe pediatrice din teritoriul țării, am avut 8.000 de adresări anual. Pe 2017 am avut peste 20.000 de adresări anual. Ceea ce vorbește despre necesitatea existenței a unui așa serviciu. Investițiile de bază ale proiectului s-au făcut în echipamente medicale performante care contribuie direct la asigurarea supraviețuirii copiilor în stări critice, în formarea profesională a cadrelor din sistem, precum și într-o componentă specială de prevenire a accidentelor casnice și rutiere la copii. În cadrul conferinței de totalizare a proiectului, instituțiilor medicale pilot le-au fost decernate diplome de excelență de către nemijlociții beneficiari copii. Domnului Oleg Crăciun, de la Spitalul Raiural Cahul. Deci este primul spital unde ceea ce a făcut proiectul RP-MOL pentru copii a trecut imediat și asupra maturilor. Deci este un primul UPU sau unitate de primire urgențe mixtă pentru copii și pentru maturi. Cel mai important lucru pentru un părinte este sănătatea copilului său. Eu ca tata patru copii care deja au beneficiat de aceste schimbări și le-am văzut și eu cu ochii mei. Vreau să zic că pot să dorm liniștit eu și mulți alți părinți. RP-MOL este un proiect care practic a atins și a pornit schimbarea în întreg sistem de sănătate. Cunoaște fiecare din acei prezenți că din tot lanțul de supraviețuire, de la despicerate până la terapie intensivă, nu a rămas un domeniu unde proiectul nu a intervenit cu schimbări și cu îmbunătățiri.
Proiectul REPMOL a implementat la scară națională mai multe inovații pentru sistemul medical din Republica Moldova, printre principalele fiind conceptul de unitate de primire urgență, dar și numeroase activități orientate spre formarea profesională a cadrelor. What I really found impressive in all the emergency units that I visited is the fact that, you know, we as Switzerland, we contributed the money, we bought the equipment, we did the refurbishment, but what in the end really counts is the dedication of the medical professionals. And this, no matter where I went, north, south, or to the center region, everywhere there are dedicated people who every day work on really on saving lives, on saving children's lives with very limited resources. Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă în Republica Moldova a urmărit scopul de a reduce mortalitatea copiilor de până la 5 ani. Asistența financiară a Agenției Elveției pentru Dezvoltare și Cooperare, acordată țării noastre prin intermediul proiectului REPMOL, a constituit peste 18 milioane de franci elvețieni. Săptămâna curentă, atât oamenii din oraș cât și cei de la sate se află în fiebra pregătirilor pascale. Unii fac curat prin case și prin curți, alții fac cumpărături pentru masa de Paști. Dispoziția bună, pregătirile cu cișorul. O întâmpinăm în cercul familial, plecăm la țară, la părinți, ducem dimineața la cimitir, dăm de pomană și pe urmă cu neamurile stăm la masă. E o sărbătoare sfântă. Trebuie, la această sărbătoare trebuie să venim curați cu sufletul și cu ograda și cu satul și cu orașul și cu țara. E o sărbătoare sfântă, mult așteptată de toți, care sper să aducă liniște, pace și fericire în familie. În toate familiile. Săptămâna mare sau săptămâna patimilor este perioada în care oamenii doresc să se purifice sufletește, să facă un bine aproape lui lor, să mediteze asupra esenței sfintelor sărbători de Paști. Chiar că e o sărbătoare, una din cele mai luminoase, așa am văzut-o eu, așa am simțit-o, așa o continui să o simt. Această mare sărbătoare, cred că o tăcere, o liniște sufletească, ar spune tot, o filozofie întreagă și cred că cuvintele ar fi de prisos. Pur și simplu, acea sărbătoare trebuie simțită cu sufletul, trăită, privită. Chiar dacă financiarul o duce mai greu, fiecare dintre noi, către asemenea zi, depune eforturi ca să aibă de toate pe masă pentru a întâlni luminata sărbătoare. Fiecare familie au tradițiile lor. Care își vor masă mai pompoasă, cu mai mult rude, alții vor numai strict numai familie. Un incendiu a avut loc la Liceul Teoretic Nicolae Milescu Spătaru din sectorul Râșcani al Capitalei. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Informația a fost confirmată de către ofițerul de presă al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Liliana Pușcașu. Potrivit ei, incendiul s-a produs în bucătăria comună a liceului, însă salvatorii nu au fost solicitați pentru intervenție, ci doar pentru investigații. După izbucnirea incendiului, toate persoanele aflate în incinta clădirii au fost evacuate, iar lecțiile nu au mai fost continuate. Motivul izbucnirii incendiului va fi investigat de Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale. Ministerul Economiei și Infrastructurii și Corporația Internațională Financiară își intensifică cooperarea pentru sporirea competitivității și dezvoltarea sectorului antreprenorial. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Profil, acest subiect a fost abordat la întâlnirea dintre Ministrul Economiei și Infrastructurii Kiril Gaburici și Directorul de Țară al Corporației Internaționale Financiare Jason Brad Pelmar. Părțile au discutat oportunitățile de colaborare în domeniile prioritare ale Republicii Moldova, atragerea asistenței financiare pentru dezvoltarea competitivității și activității sectorului privat. Reprezentanții Corporației Internaționale Financiare au menționat că sunt deschiși să susțină în continuare sectorul privat pentru ca antreprenorii să fie mai competitivi și să asigure un mediu investițional favorabil. De asemenea, corporația și-a reiterat sprijinul în realizarea reformelor instituționale și negocierea acordurilor de liber schimb cu țările europene.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va desfășura în zilele următoare consultații cu părinții și elevii pe marginea propunerii de introducere a uniformelor școlare în instituțiile de învățământ. Autoritățile fac referire la rezultatele unui sondaj de opinie recent care arată că 80% dintre cei chestionați salută ideea revenirii la uniformele școlare. În cazul în care această inițiativă va fi aprobată, guvernul se va angaja să le procure uniforme copiilor din familiile social vulnerabile. La dezbaterile organizate de Ministerul Educației sunt invitate asociațiile de părinți, elevii și profesorii. Cheltuielile medii lunare de consum ale populației în anul 2017 au constituit în medie pe o persoană 2250,3 lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 6,3%. Datele au fost citate de Biroul Național de Statistică, care a adăugat că, în termen real, cu ajustarea la indicele prețurilor de consum, cheltuielile populației au rămas practic la nivelul anului precedent. Totodată, cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată pentru necesarul de consum alimentar, 43,4%. Pentru întreținerea locuinței, persoana a alocat în medie 18,6% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte și încălțăminte 10,4%. Celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru serviciile de sănătate, 5,9%, comunicații, 4,5%, dotarea locuinței, 3,9%, transport, 3,7% și învățământ, 0,5%. Deoarece populația din mediul urban dispune de venituri mai mari, respectiv și cheltuielile de consum ale acestei categorii de populație sunt cu 760,3 lei, sau de 1,4 ori mai mari față de cheltuielile populației din mediul rural. Acestea au fost toate știrile pentru astăzi. Sunt Veronica Cebotari, toate cele bune! Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.